Precipitațiile din ultima perioadă de pe raza comunei Coroieni au reactivat alunecarea de teren în zona centrului social pentru persoane vârstnice. Alunecarea de teren este activă pe versantul drept al pârâului Valea Sacă, pe o suprafață de aproximativ 70 de metri lungime și 30 de metri lățime. Potrivit datelor Prefecturii Maramureș, alunecarea de teren afectează talvegul din apropierea centrului social pentru persoane vârstnice pe o suprafață de 0,2 hectare. De asemenea, aceasta pune în pericol stabilitatea terenului din zona imobilului, respectiv alimentarea cu apa centrului. Prefectul s-a deplasat în teren și a constatat că se impune luarea unor măsuri de urgență în zona afectată prin executarea lucrărilor specifice. Mai exact, trebuie ca șanțurile să fie stabilizate și terenul consolidat. Fenomenul de eroziune exercitat de pârâul Valea Seacă asupra bazei versantului prin eroziunea torențială de adâncire duce la schimbarea echilibrului zonei și crearea unui talus cu o pantă mult mai mare decât panta generală a versantului. A fost realizat studiul geotehnic a zonei afectate de alunecare și stabilite tipurile de lucrări care trebuie efectuate etapizat pentru consolidarea terenului. Situația alunecării de teren din comuna Coroieni a fost prezentată și analizată în ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, urmând a fi întocmite și transmise documentele la nivel central.